Sunt Ioana Buldea Constantinescu și mă bucur să fim împreună într-o nouă ediție de podcast și pentru că invitata acestui episod este Ioana Chicet-Macoveiciuc. Ioana este blogger, este o voce prezentă în spațiul public, o voce care a vorbit despre schimbare socială, despre sistemul de sănătate, despre educație, despre toate lucrurile pe care mulți dintre noi le consideră importante. Am invitat-o să ne povestească despre experiența ei în Olanda, dar și despre scris, despre empatie, despre întâlnirile care mișcă și care construiesc comunități, despre toate motivele pentru care și un adult are nevoie de un sat care să-l crească. Vă invit să rămâneți cu noi! Ioana, în primul rând, mulțumesc că ai venit la Cu Voce Tare. Abia aștept să te aud, să vorbim, dar și să te aud vorbind. Știu că tu nu vorbești niciodată în șoaptă oricum despre lucrurile care contează pentru tine. Nici tare nu vorbesc. Mi-a fost și mie, pare dor de tine și mă bucur că ne vedem. Așa, doar noi două. Doar noi două, într-adevăr, și sper că ăsta să și fie vibe-ul conversației cumva, pentru că publicul cu siguranță e acolo, abia așteaptă să te asculte, dar conversația cred că e bine să rămână cu intimitatea asumată a convenției, într-un fel. Hai să vedem, ne jucăm. Ne jucăm, așa este. Tu scrii pe blogul tău pe prințesaurbana.ro din 2007. Ce s-a schimbat, ce a rămas la fel? Pentru mine s-au schimbat foarte puține lucruri. Când scriu, tot pentru mine scriu. E adevărat că atunci mă citeau, cred că, 3 oameni la început, iar acum, nu știu, mă citesc niște sute de mii, dar pentru mine e despre conversația mea cu fiecare dintre ei, la fel cum e și la evenimente. Nici nu contează dacă sunt 10 oameni în față sau 1000, eu o să vorbesc la fel. Pentru mine contează interacțiunea mea cu cuvintele, cu mine. În nicio altă instanță nu mă văd mai onest și nu înțeleg mai bine ce mi se întâmplă decât atunci când scriu. Și pentru mine blogul, în primul rând, asta este. Este felul meu de a procesa ce trăiesc, faptul că îmi vin înapoi atât de multe lucruri, majoritatea bune, utile, valoroase pentru mine, e un bonus la care nu am sperat, pe care nu l-am planificat, pentru care sunt recunoscătoare și sper să fiu sănătoasă să pot face asta multă vreme. Nu știu ce aș face dacă n-aș putea să mai scriu într-o bună zi. Să știi că simt pumnii și sper și eu cu toată inima, eu fiind unul dintre cei care te citesc și contează foarte mult, cred, spațiul acesta pe care l-ai creat. Și un alt lucru care contează și care îmi place foarte mult este că faci loc pe blogul tău tuturor vocilor care vin spre tine cu o poveste relevantă, că e vorba despre adolescenți, că e vorba despre oameni care au trecut prin orice formă de abuz, că e vorba despre oameni care au nevoie de ajutor sau au nevoie pur și simplu să vorbească, să împartă o traumă de cele mai multe ori, e loc acolo pentru ei. De ce e important pentru tine să le creezi un spațiu în spațiul tău? Eu știu cât de mult bine îmi face, în primul rând, să scriu. Asta e primul pas. Nici măcar nu contează dacă altcineva vreodată va citi ce am scris. Foarte multe dintre textele mele rămân nepublicate pentru totdeauna. Mă ajută enorm doar să le scot din mine și să mă uit la ele din altă perspectivă. Iar invitația mea către cititori de a scrie este, în primul rând, despre asta. Pentru că se întâmplă des ca oamenii să scrie și să spună, știi, nu vreau să publici, am vrut doar să scriu și îmi dau seama, doar scriindu-ți ție, nici măcar nu vreau să-mi răspunzi. M-a ajutat enorm să mă pot uita din afară la ce am simțit, ce am trăit. Și asta e un exercițiu foarte bun pe care oamenii nu-l fac întotdeauna dacă nu e cineva care să le spună, hai, doar scrie, să vedem ce se întâmplă. Majoritatea însă doresc ca textul să fie publicat. Eu îi avertizez că, uite, s-ar putea să nu vină numai bine, pentru că oamenii încă nu știu să primească genul ăsta de vulnerabilitate și este un alt motiv pentru care fac asta. Și observ diferența în reacții. De acum 10 ani, când publicam un text greu și majoritatea reacțiilor erau, mie n-o să mi se întâmple niciodată, pentru că eu sunt o ființă superioară ție și pentru că eu am grijă de mine spre deosebire de tine, că de-aia te-ai deprimat, că n-ai știut ce să faci, că nu te-ai ridicat să te duci la muncă și așa mai, toate preconcepțiile astea care ne dor, că le vedem foarte des. Eu observ un progres foarte mare în felul în care oamenii răspund, își răspund unii altora. Sigur că încă mai sare gardul câte unul câte altul, dar imediat ceilalți îi spun, hei, uite, na, nu e ok, gândește-te cum s-ar simți cel care a scris textul.
ăsta cumva face parte și din munca mea de educare a oamenilor în a fi un pic mai atenți la impactul pe care l-au asupra celor din jur. Cred că foarte mulți dintre noi au concepția asta, că vorbele sunt doar vorbe și de ce ești așa o mimoză și una, două, te superi. Am spus și eu așa. Cuvintele sunt, pot face foarte mult rău, pot face rău iremediabil. E ca o invalidare a reacției celuilalt până la urmă. Da, este o nerecunoaștere a suferinței tale. Când te deschizi așa, da, practic îți desfaci toate straturile și arăți miezul tău, care e frumos, chiar dacă suferă. Și când cineva vine și scuipă acolo, sau înjunghie, sau râde, este foarte dureros. Și cred că mulți oameni nu-și dau seama de asta. Și exercițiul ăsta, odată că îl ajută pe cel care îl practică, pe cel care scrie, îi ajută și pe cei care primesc. Apoi cred că e nevoie să vorbim despre lucrurile astea, care de atât de mulți ani sunt undeva ascunse și internetul nu ne ajută deloc să ne vedem părțile astea mai... Toată lumea vrea să arate acolo ce a mâncat mai bun, ce rochie e mai drăguță, ce și-a mai luat și e normal să vrem să fim admirați și apreciați. Doar că e periculos. Copiii noștri văd atâta perfecțiune și nu mai știu dacă ei, imperfecți așa cum sunt, sunt ok. Și îmi doresc mult ca părinții să înțeleagă că e ok să fii absolut tot ce simți ok și uneori e necesar să vorbești despre asta și să le arăt asta copiilor lor și generațiile care vin odată cu copiii noștri să fie un pic mai atente și la sine și la cei din jur și mai grijulii cu felul în care reacționează. Da, mi se pare puncte de vedere absolut pertinente. De altfel, ai avut de curând o conferință importantă la București cu speakeri care sunt fiecare specialiști în domeniile lor și ați vorbit despre teme grele, ați vorbit despre bullying, despre atașament, despre consumul de droguri care începe să fie o nevralgie socială din ce în ce mai mare și la noi, despre anxietate, despre toate tipurile de probleme, nu, care apar în existența unui om. Chiar mă întrebam, care este cea mai grea conversație publică pe care ai avut-o în ultimul timp? Mă gândesc la unul dintre subiectele pe care le-am abordat la conferința asta, respectiv cel legat de consumul de droguri. Am întrebat-o pe Alina Dumitriu, ea este lucrătoare social, lucrează cu persoane cu dependență și am întrebat-o răspicat, mi se pare că nu vorbim suficient despre lucrurile astea. Am întrebat-o ce se consumă la noi, mai ales de copii, și a zis tot ce există oriunde, există și la noi. Copiii au acces foarte repede, unele sunt foarte ieftine, da? Sunt lucruri pe care ei le pot lua și consuma cu un leu. A povestit despre un copil de 10 ani care ia 30 de pastile de Xanax pe zi. Se făcuse o liniște în sală. Toată lumea era îngrozită, inclusiv ceilalți speakeri erau... Ce? Iar Diana Stănculeanu, care este psiholog și lucrează mult cu adolescenții și familie, a spus că majoritatea, ca să nu spun aproape toți, vor încerca la un moment dat măcar ceva. Acum, ce se întâmplă mai departe de acest am încercat, ține mult de familie și de anturaj. De cum vor gestiona încercatul ăsta. Și de ce s-a întâmplat până atunci? De ce știe copilul despre consum, despre cât de deschisă e relația cu părintele? Pentru că cei care ajung consumatori ajung să facă asta dintr-o lipsă de conectare reală cu măcar un om din familia lui. Da, e într-adevăr un subiect care îți zbârlește un pic părul și faptul că e atât de aproape, atât de accesibil, nu neapărat copilului tău, dar oricărui copil până la urmă, nu, care poate trece prin experiența asta, care îi poate schimba viața, nu îi schimbă viața în cele din urmă. Ai scris de curând și cred că e un text care a generat multă reacție, dar ai scris despre faptul că te simți invizibilă. De ce? Da, am observat așa în ultimele săptămâni că, vezi, asta e când depinzi de ceva care nu este al tău. Mulți dintre noi, creatorii de conținut, depindem de Facebook
ca să ne dea mesajul mai departe. Și asta e o dependență foarte frustrantă și bolnăvicioasă, pentru că algoritmul se schimbă frecvent și chiar dacă tu continui să faci același lucru pe care îl faci de ani de zile și îți dai toată silința să-l faci bine și știi că oamenii primesc textele tale cu drag, totuși ceva se întâmplă și mesajele tale nu mai ajung la ei și e pur și simplu imposibil. Sigur, o variantă ar fi să plătești. Este un joc în care eu nu doresc să intru, pentru că știu că dacă plătesc azi, mâine va trebui să plătesc mai mult, poi mâine mai mult. Eu creez conținut gratuit. Pentru mine Facebook-ul nu este o afacere. Eu nu sunt o firmă care vinde și atunci investește în reclamă ca să-și vândă produsele. Corect. Eu doar îmi doresc ca mesajul meu să ajungă la cât mai mulți oameni în speranța că o să le facă bine. Mie mi-a făcut deja cât l-am scris. Deci nu mai am alte așteptări de la mine. Însă îmi doresc să fac o diferență și cu cât mai mulți oameni ajung la textele mele, cu atât diferența pe care o fac poate fi mai importantă. Normal că îmi doresc asta. Și am observat că scriu și că nu se mai întâmplă aproape nimic. Vorbeam singur, puneam comentarii cu alo, e cineva acolo? Și mai răspundea cineva peste două ore, sunt eu, mă gândeam, un om? Păi înainte aveam, nu știu, ajungeau textele mele la 1 milion de oameni în 3 zile. Și e panica asta că vorbești singur, ori a surzit toată lumea, ori devin eu invizibilă sau irelevantă. Și mă gândeam, ok, ce fac greșit? Și apoi mi-am dat seama, am scris despre asta, pentru că asta fac. Nu știu ce să fac cu acest lucru din viața mea. Mă urc aici și iau o portavoce și zic, până dimineața sunt eu din nou, nu știu ce să fac, uite, mi se pare că nu mă mai vedeți. S-a viralizat postul cu pricina. Da, m-am bucurat că au venit atât de multe reacții, multe și calde spre tine, care până la urmă ți-au spus să faci ceea ce faci, nu? Asta e, da. Că oamenii nu știu și asta e chestia iar de algoritm. Ei citesc, zic, ce drăguț și merg mai departe. Ceea ce e absolut în regulă. Doar că dacă algoritmul nu știe că tu ai interacționat cu textul acela, nu o să ți-l mai arate și atunci, oamenii trebuie să afle asta. Da. Bună, dacă ți-a plăcut, ajută. Că dai o inimioară acolo, un share, un comentariu, ca să văd și eu că ești acolo și să mă simt încurajată să continui și să vadă și algoritmul că conținutul meu are sens și merită dat mai departe. Asta e o chestie de educație la care, uite, eu nu m-am gândit, că nici mie nu mi-a spus nimeni și acum fac și eu asta. Citesc ceva, am dat un like, am dat un ce drăguț, ce primește și eu mult ceva, primește și algoritmul un mesaj de la mine că sunt acolo și îmi doresc mai mult. A fost greu. Câteva săptămâni am fost destul de tată și am fost tentată să renunț, în sensul că să continui să scriu doar pentru mine, ceea ce aș vrea să nu fac. Și aș vrea să nu faci și sper că, nu că te-a încurajat, dar că reușim să ne educăm reciproc în procesul acesta despre care vorbeam mai devreme, nu? Să fim mai vizibili, inclusiv din partea asta a cititorului, pentru că, într-adevăr, contează pentru cel care scrie și, iată, contează și pentru algoritm, așa că, da, vrem, nu vrem, suntem prinși cumva pe aceeași rotiță de hamster și pentru ca ea să ruleze trebuie să facem cu toții câte ceva. Cum sunt pentru tine întoarcerile în România după experiența emigrării? Cred că multă lume te întreabă asta. E ca atunci când te întorci un pic la iubitul tău, ăla dinainte, cu care ai avut o relație super toxică, pe care l-ai iubit mult, dar care și-a cam bătut joc de tine și îți face bine să stai departe de el. Da, și când te întorci la el așa pentru o zi, două, totul e familiar, mirosurile, felul în care totul arată, vocea. E o familiaritate care ți-e dulce. Sigur că e bittersweet așa, că nu mai vrei să te mai întorci și știi că-ți face rău, dar pentru câteva ore, zile, îți place așa să te întorci în brațele care te și strâng de gât din când în când. Sunt lucruri care îmi fac foarte mult bine. Mirosul din casa noastră, păsările care cântă noaptea. Noi stăm, apartamentul nostru e foarte, are geamurile la cimitir. Ceea ce mie mi se pare extraordinar. Ne-a fost foarte bine acolo, atât. Vecini liniștiți. și e foarte multă natură acolo. Sunt mierele care cântă seara. Doamne, deci îmi vine să plâng. Când ies, deschid geamul sau ies pe terasă și le aud. Sigur că se aud și mașini și înjurături și muzica ascultată de vecini. E tot București până la urmă. Da, dar e un amestec de lucruri dintr-un loc în care
noi am fost fericiți mulți ani și mi-e foarte ușor să-mi aduc aminte de asta. Și apoi, sigur, ne vedem cu oameni dragi și ieșim în parcurile pe care le-am colindat zi de zi atâția ani și lucrurile astea îmi fac bine. Dar acum nu cred că aș mai putea trăi aici mai mult de câteva zile, pentru că pe cât de multe lucruri sunt care îmi fac bine, pe atât de multe lucruri mi-aduc aminte de ce am hotărât la 40 de ani cu copii și cu pisică să încercăm și altceva. Și chiar acum în taxi în drum spre tine mă gândeam că mi se pare atât de sufocant traficul și aglomerația și furia asta, că văd oameni și e normal că te scoate din sărite, te umple de atâta furie, că pierzi atâta timp și nu știi că se poate și altfel. Iar eu acum venind dintr-un spațiu unde practic nu există trafic, pentru că lumea merge pe jos cu bicicleta sau cu tramvaiul și sunt, nu știu, 5 mașini pe stradă, nu vezi mai multe. Și dacă ai de ajuns neapărat cu mașina într-un loc în altul, ți-a 5 minute. Iar acum să stau de 20 de ori la un semafor, simțeam cum mi se scurge viața din mine și e mai greu acum, pentru că acum știu că se poate și altfel. Înainte nu știam. Și îmi pare rău că am avut nevoie de 40 și ceva de ani să încerc să văd cum este în alt spațiu. Urmăriți Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Eu sunt Ioana Buldea Constantinescu și împreună întrebăm, descoperim, cercetăm argumente și încercăm să punem în pagina audio și vizuală șarmul conversațional. Vă invit să rămâneți cu noi. Știu un lucru care m-a fascinat întotdeauna și întreb în mod recurent oamenii la prima mână, este cum e să trăiești într-o altă limbă. Sunt multe cărți care s-au scris despre asta, cea Evei Hoffman, cred că e una dintre cele mai cunoscute, dar cred că tranziția asta, dincolo de spațiu și de toate lucrurile extrem de relevante despre care ai vorbit, tranziția lingvistică, e una care produce acolo o schimbare în om. Eu, între lucrurile cu care mie personal mi-a fost cel mai greu. Pentru mine limba e foarte importantă. Eu trăiesc, mediez. Da, din cuvânt până la urmă și prin cuvânt. Iar limba asta afurisită, dar zic cu drag acum, din care nu pricepeam nimic. Deci mă uitam la oameni cum vorbesc, la felul în care li se mișcă gurile și nu înțelegeam. Deci nici măcar nu înțelegeam unde se termină un cuvânt și începe celălalt. Era așa ceva și mi se părea foarte dur, așa, majoritatea femeilor sunt răgușite, că atâta hâhâie și mă gândeam, Doamne, Dumnezeule, unde am venit, o să-mi fie greu. Sunt foarte glotale sunetele acelea, da, într-adevăr, da. Da. Și am zis, ok, trebuie să fac ceva cu asta, nu înțelegeam nimic din ce se vorbea în jurul meu, nu puteam citi nimic, e adevărat că acolo toată lumea vorbește engleză, deci asta a ajutat enorm să nu mă simt pierdută, deci la copii micuți până la persoane în vârstă, pe oricine întrebam orice. Îmi ceream scuze, uite, nu vorbesc decât engleză deocamdată, dar și-am primit mereu ajutor, deci asta, da, a ajutat, dar eu îmi doream foarte mult să aud conversațiile din jur, să pot citi, să pot vorbi, pentru mine este important, așa e o formă de conectare cea mai importantă, cred, pentru mine. Să vorbești cu oamenii, nu? Să vorbesc, da, cu oamenii. Și imediat ce am ajuns, mi-am căutat cursuri de limbă și m-am înscris și am început să merg la școală. Copiii mergeau la școala lor și eu mergeam la școala mea. Și am avut noroc de un profesor extraordinar, pe care îl ador, deși nu cred că cunosc un personaj mai personaj decât el. Este un olandez de 70 și ceva de ani, un om absolut fascinant. Și el mi-a arătat cât de melodioasă e limba, de fapt. Ascultându-l pe el, nici măcar nu înțelegea nimic din ce spune. El nu predă, el predă olandeză-olandeză. Și dacă nu înțelegi un cuvânt, o să ți-l explice tot în olandeză până când o să-l pricep. Din felul în care se tăvălește, se urcă pe mese, sare de acolo, face ca toate animalele. El zice, azi de la început, Hein Engels, eu nu vorbesc engleză, da? Bine, el vorbește spaniolă, poloneză, vorbește franceză, italiană, spaniolă. Acum învață și română, că a zis. Interesantă limba, vreau să... Da. Imersie completă, exact, asta e metoda lui. Și prima dată am observat că e foarte melodioasă limba. Sunt foarte multe vocale acolo. Da, când zici foriau, da, seamănă cu foriu, seamănă cu engleza destul de mult. Dacă stai și te uiți și la felul în care se scrie și la felul în care se pronunță, it's not that bad. Și uite, așa, într-o lună am ajuns să iubesc atât de mult limba încât ascult șlagărele lor care sunt
odioase, dacă mi se permite să spun, dar muzicalitatea limbii mi se pare extraordinară. Îmi place foarte mult să ascult, ascult radio, mă uit la filme în neerlandeză, pentru că îmi place foarte mult cum sună. Acum și înțeleg, după un an și ceva de multe ore pe zi, citind, scriind, făcându-mi temele, scriind de la o propoziție, acum reușesc să scriu două pagini. Mai fac greșeli, dar cumva am depășit bariera asta, oriunde sunt, înțeleg ce se vorbește în jurul meu, pot să fac și eu o glumă, când strănușii cineva îmi spune sănătate, eu știu ce a spus și pot să-i răspund. Sunt foarte multe cuvinte comune cu limba română, cred că mai multe decât multe limbi am mai apropiate nouă, pe filiera franceză. Și mi se pare foarte amuzant. Deci au cuvântul chestie, au cuvântul kelner. Chestiile astea sunt pantofi, doar că la ei pantofi sunt papucii mai vechi de casă, de exemplu. E un proces foarte interesant, îmi place enorm, mă bucur că la vârsta mea reușesc să învăț o limbă care mi se părea atât de grea, acum nu mi se mai pare, pentru că reușesc să o înțeleg și gramatica nu e atât de complicată. Cuvintele însă sunt, mai ales că sunt multe compuse cu prepoziții care își schimbă poziția în funcție de timpul verbului, este ceva. Pentru mine o provocare, am luat-o foarte personal. Trebuie, da, mie îmi place foarte mult jurnalul tău, jurnalul expunerii lingvistice și al învățării. Mi se pare, într-adevăr, și performant, dar și foarte frumos faptul că vorbești din interior despre cum e chestia asta să înveți o limbă străină ca adult trăind în ea. Recomand. Recomand, da. Pare un sport extrem, dar pare un sport foarte bun, într-adevăr. Este. Ai construit una dintre cele mai importante comunități online din România și o gestionezi în continuare cu succes și de la distanță. Cum reușești, cum faci? Din fericire am învățat târziu, dar totuși la timp, că există timp pentru tot ce consider important. Iar pentru mine e foarte important să fiu acolo între oameni, ei să știe că eu sunt acolo și eu să știu că ei sunt acolo. Așa că nu mai reușesc să fac zilnic tot ce făceam de aici și pentru că învățatul limbii mă ocupă foarte mult timp, copiii stau mai puțin la școală decât stăteau aici, au mai multă nevoie de mine, nu mai avem niciun fel de ajutor, trebuie duși, aduși, stau foarte mult fie pe bicicletă, fie în mașină, plus gătit toate cele pe care le face o mamă care nu are ajutor, așadar muncesc mai puțin decât munceam în România, dar îmi găsesc timp și am construit o comunitate și acolo. Asta a fost primul lucru. Când am aterizat acolo, am descărcat lucrurile și lucrul următor a fost, trebuie să fac un grup de oameni ca mine, recent aterizați pe aici, să ne vedem între noi. Și la început am fost 10, apoi 50, acum suntem vreo 700. Și te-ai gândit că este unul din talentele tale? Să aduci oameni împreună? Mi se spune des. Eu încă nu recunosc asta cu ușurință. Eu cumva îmi împlinesc mie întâi o nevoie și apoi văd că oamenii se găsesc între ei. Ha, dar și tu ești aici, că și eu de 8 ani. Ia uite că stăteam la două străzi diferență și nu ne-am văzut. Și oamenii încerc să se conecteze și eu sunt, ah, ce bine, uite cum crește satul, da, și suntem acolo unii pentru alții, am nevoie de asta și are sens să investesc timp și resurse, e felul meu de a contribui. E foarte frumos. E satul care crește un copil, dacă vrei. Nu cred că și un adult are nevoie să fie crescut, chit că nu recunoaștem lucrul acesta foarte des, pentru că suntem adulți și suntem persoane serioase, dar de fapt avem nevoie de sat să ne crească. Da, eu am nevoie și eu spun asta deschis. Am nevoie, sunt aici, puteți să-mi oferiți în timpul vostru că eu primesc cu drag și dau înapoi. Pe cine urmărești? Din România și din afară? Nu urmăresc pe cât de mulți oameni mi-aș dori, pentru că nu am timp și încerc să păstrez timp și pentru cărți și pentru scris, pentru scrisul care nu e public, am jurnalele mele pe care le țin și care sunt importante pentru mine. Urmăresc câteva podcasturi și pe al tău, urmăresc Vorbitorincii, urmăresc câteva podcasturi de psihologie, e o zonă care mă interesează și cam atât. Deci nu știu dacă sunt 10 creatori de conținut pe care îi urmăresc constant, îi caut dacă algoritmul e rău cu mine și nu mi-arată ce vreau eu. Seara îmi fac o jumătate de oră de timp și intru acolo să văd ce mai... Plus prietenii apropiați, cu care nu reușesc mereu să țin legătura la telefon, așa că îi spionez pe Instagram și pe Facebook, ca toată lumea, mă gândesc. Ca toată lumea, da, exact. Toți suntem puțin voyeuri în viețile celorlalți, mai ales de când există viața noastră online, nu, care ne accesibilizează lucrul ăsta. Uite, eram foarte curioasă
ce simți că ai câștigat în ultimii ani? Pentru că ai trecut prin foarte multe schimbări, transformări, expuneri, uneori și conflicte publice, momente în care ai spus stop, e suficient, momente în care, uite, te-ai mutat, ai crescut în altă direcție și așa mai departe. Par niște ani foarte plini. Au fost, cred că ultimii 17 ani de când scriu, fiecare dintre ei a fost plin cu ceva și am trecut prin multe schimbări, apoi au venit copii și n-a mai fost timp de nimic. Acum copiii sunt un pic mai mari și parcă simt că mă recuperez așa parte din timp și din minți, deci devine complicat în alte feluri. Am câștigat liniște, cred. Nu mai sufăr atât de mult când primesc judecată și hate și... Pentru că mie mi-e destul de clar care-i drumul meu, știu foarte limpede de ce fac tot ce fac. Atunci când cineva îmi spune că sunt ipocrită sau... Eu nu mai gândesc, oare avea dreptate? Pentru că acum știu că nu sunt. Și m-a ajutat mult terapia. Am început cu o stimă de sine și cu o suferință la feedback-ul ăsta negativ, ca nici măcar nu-i feedback. De multe ori este pur și simplu răutate. Și primeam multă, pentru că, na, proporțional, așa, când te citești 100 de oameni, da, exact, poate te înjură 2, când te citești 500 de mii, o să te înjure niște mii. Și unii sunt chiar destul de lipsiți de delicatețe. Dar am avut de ales de câteva ori între a renunța și am învățat să gestionez asta și am zis, ok, totuși, de ce fac? De ce sunt în jocul ăsta? Eu vreau să schimb lumea, eu vreau ca oamenii să fie, să se uite mai mult la ei, să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să iasă din zona asta în care m-a enervat, deci e vina ta, deci o să-ți fac ceva și o să zic, ok, m-a enervat, deci este ceva în mine care necesită atenție, iau o pauză de la tine că vreau să... Pentru mine asta e atât de important încât faptul că mă jură unul sau altul pe internet că sunt urâtă sau proastă e ceva cu care pot trăi liniștit acum. Asta este ceva ce am câștigat și mi se pare foarte important. Și un alt lucru pe care l-aș menționa este faptul că nu mai cer atât de mult de la mine. Știi, când eram mai tânără, inclusiv acum câțiva ani, simțeam nevoia asta să fac bine tot. Și acum nu mai simt nevoia să mai fac bine tot. Adică, ok, prioritățile mele astăzi, în prima jumătate de zi, sunt copiii să fie sănătoși, mâncați, să ajungă la școală și să livrez asta, să termin acest text și după aceea pot să stau o oră să nu fac nimic. Just enjoy the silence, știi? Să stau cu mine, să mă gândesc, hai că am făcut bine până acum, uite, sunt într-un loc bun, nu mă mai biciuiesc pentru ce nu mi-a ieșit, seara când mă întind, nu mă gândesc, aoleu, cum am reacționat la aia și ce trebuia să... Sunt, dar uite că am făcut bine și asta, și aia, suntem vii, ceea ce, wow, suntem sănătoși. Poate că asta trebuie să înceapă lista, nu? Da, da, pentru noi toți. În vremurile astea, da, suntem sănătoși, ne-am despărțit la noapte bună zâmbind. Suntem împreună, viața e bună. Asta nu înseamnă că, sigur, nu lucrez în continuare la a face mai bine, dar pot să stau liniștită cu ce am și cu ce sunt. Și asta e un lucru extraordinar. Cred că e ceva către care am alergat cumva toată viața, dar n-am știut că asta îmi doresc și că asta îmi lipsește. E foarte frumos și că faci asta și că simți asta, dar și că spui asta, mai ales că și tu, ca mulți dintre noi, vii din generațiile astea care au învățat că trebuie să ia 10 cu coroniță și să fie gulerașul de la uniformă perfect aranjat acolo ca să contezi, nu? În poza de final. Da, eu mi-am dat seama, nu știu, în clasa 1 am fost, am să mă orientez, în clasa 2 am zis, ok, ia să văd eu care e treaba cu coronița, vreau. Și am tras tare, tare de tot și am luat premiul 1 și a fost așa, adică, și, adică, care e? După care am zis, ok, dacă o să pot să fiu în top fără să mă spetesc, o să fac asta, dacă nu mai sunt și alte lucruri pe lume și în consecință am fost tot timpul a doua. Ceea ce pentru mine a fost că nu era presiunea aia, trebuie să continui să fii prima. Nu, mulțumesc, eu sunt ok să fiu a doua și cum părinții mei au fost, slavă Domnului și ne mulțumesc pentru asta, relaxația. Adică, sigur, nu era bine dacă luam un 7, dar nu era nici rău.
presiunea asta n-am avut-o, o aveam la școală destul și am avut destui profesori care ne loveau și școala a fost o experiență, cel puțin școala primară și gimnaziu. În liceu a fost mai bine un pic, eram noi mai mari și nu mai permiteam lucruri, dar da, primii 8 ani de școală au fost... Au fost. Da, bine că s-au dus. Cum faci să-ți păstrezi simțul umorului? Pentru că el există în toate textele tale, cred că este acel ceva care le unește într-un fel, faptul că și inclusiv în situații care sunt și par și din exterior foarte grele, la un moment dat ai puterea asta a distanței inclusiv față de tine, față de situații, știi să râzi și de tine și de ai tăi și de lucrurile prin care treci și cred că în felul ăsta îi faci și pe alții de multe ori să se privească un pic mai relaxați. Am vorbit de metafora asta 10 cu coroniță așa, dar cred că faptul că ne luăm atât de tare în serios în absolut toate momentele vieții noastre care trebuie să fie neapărat instagramabilă e ce ne răpește mult din bucurie. Cred că ce m-a ajutat pe mine mult să nu mai iau atât de tare în serios a fost că mi s-au întâmplat multe accidente din astea, pe moment păreau adevărate drame, nu știu, împiedicat, căzut pe scenă, invitați care n-au venit, invitați care au venit și au făcut fix opusul, acest stabilit să rămână cu public, lucruri live pe care nu le puteam controla, drege. Da, exact. Mi s-a întâmplat să prezint o festivitate de premiere cu fusta prinsă în elasticul de la ciorapi la spate și nici măcar nu aveam o lejerie intimă pe care să fiu mândră cu arăt. Asta mi s-a întâmplat la 18 ani, deci cumva am avut un start foarte bun în public. Și mi-am dat seama că lucrurile astea merită să râzi de ele, știi? Da, nu știu, nu-mi place să mă iau în serios. Am avut de ales, mai ales de când sunt mamă, între a fi drama queen, ceea ce știu foarte bine să fac, pentru că mare parte din viața mea am făcut asta. Vai, numai mie, eu, dar uite cât ghinion. Cred că e și în ADN-ul de mamă. Dar să știi că și înainte, și în studenție, și doamne, eram cea mai săracă, cea mai moldoveancă, cea mai totul era la mine, era cel mai rău. Iar când au venit copiii, mi-am dat seama că, ok, rolul ăsta parcă nu prea, nu avea rezultate, că mă voicăream cu ei în brațe și nu se întâmpla nimic bun. Și cealaltă carte pe care puteam să joc era, ia să cânt eu un cântecel vesel aici. Și copiii dintr-o dată desfăceau ochii mari și începeau și ei să cânte sau să danseze și am zis, ok, sigur, nu o să fac, nu o să ascund toată suferința punând peste ea o mască de fericire, dar dacă fac doi pași în spate și mă uit la ce se întâmplă de fapt, ce s-a întâmplat de fapt? Păi copilul mic urlă și copilul mare urlă și el. Ok, n-a murit nimeni, nu curge sânge, nu trebuie să chem salvarea. E o situație neplăcută, dar peste niște ani ce o să mai râdem noi despre asta? Hai să râdem de acum. E în fișa postului. Da, exact. Și asta e un alt lucru, știi? Să vezi că de fapt nu e doar la tine și că nu faci nimic greșit, lucrurile se întâmplă. Și atunci asta e o metodă, mereu mă ajută, când mi se pare că sunt foarte încrâncenată și totul acolo și mi se pare că e pe viață și pe moarte, să fac doi pași în spate, să mă uit, mă, oare chiar e pe viață și pe moarte? Și odată ce schimb un pic perspectiva și vezi așa toată scena ca pe un decor în care se întâmplă lucruri, îți dai seama că de fapt e și puțin amuzant și cam în toate lucrurile, în afară de boală și de moarte, dacă te uiți la ele detașat, reușești să... Da, și mie îmi place să fac asta, să râd de mine. Și de viață, în general, că de cele mai multe ori e amuzant, nu? Adică, chiar și când e greu, tot e ceva caragios acolo. Pe mine mă ajută. Cu siguranță e un mecanism de evadare și nu e întotdeauna sănătos să fac asta. Încerc să fiu prezentă și la asta, știi, să nu, hai că totuși nu e tot timpul de râs, dar de cele mai multe ori ajută. În primul rând să râd eu despre și apoi dacă poate să mai râdă și alții, cu atât mai bine. Eu cred că e destul de sănătos, așa, pe ansamblu, cam în toate situațiile, în afară de cele de care vorbeai și tu. La ce carte lucrezi acum, dacă se poate spune? Păi încă nu sunt sigură dacă este ceva ce vreau să public sau nu. Noi am aflat că urmează să emigrăm cu niște luni înainte de a ne urca în avion și a fost ceva ce eu nu am comentat public deloc. Pentru că mi-a fost frică de ceea ce s-a și întâmplat, dar mai târziu, și am vrut să mă concentrez în lunile acelea pe organizare, pe a pregăti copii. Am vrut să plecăm bine. Și atunci, și a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că eram copleșită de frici, de îndoială, de tristețe, pentru că eu nu-mi doream, de fapt, să plec, dar nici nu mai puteam să mai stau.
Și am scris foarte mult. Am făcut așa ca un fel de jurnal. Ziua în care a plecat soțul meu înaintea noastră, pentru mine a fost sfâșietoare, pentru că și tata a plecat și el nu s-a mai întors niciodată. Și mi-a înjurat că eu nu o să fac asta și că oriunde plecăm, plecăm toți sau nu pleacă niciunul. Și situația a fost de așa natură încât el a trebuit să plece. Și a fost 2 luni în care... Și era foarte ocupat, acolo trebuia să rezolve foarte multe lucruri și muncea, job nou, țară nouă, trebuia să găsească casă, să-și facă actele. Și erau zile în care nu îmi răspundea la telefon. Și eu mă gândeam, deși rațional știam că el nu e tata și eu nu sunt mama și lucrurile astea, era atât de frică. Mă gândeam ce am făcut, gata, am distrus viețile tuturor, intram într-o zonă din asta irațională, mi-a fost foarte greu, nu puteam vorbi, nu știau decât prietenii foarte apropiați și mama. Aș fi vrut enorm să scriu și să primesc, să am schimbul ăsta cu lumea în care eu trăiesc de atâția ani și n-am putut face asta. Și atunci am rămas doar cu scrisul și am scris mult, am scris și după ce am ajuns acolo. Eu cumva încerc să nu scriu foarte mult pe blog despre asta, pentru că îmi dau seama că pentru cei rămași care își doresc să plece, dar nu pot, e foarte frustrant și nu-mi doresc să supăr, să fac pe nimeni să sufere. Așa că scriu destul de puțin, public destul de puțin din ce scriu despre experiența noastră. Așa că este acest jurnal al desprinderii care poate ar fi de folos, dar încă nu știu dacă sunt pregătită să dau mai... Nu știu. Este ceva la care lucrez, poate mai târziu, poate curând. Încă sunt destul de impulsivă, așa că e foarte posibil într-o zi să zic, you know what, și să-l trimit mai departe la editură, care sigur îl va primi cu brațele deschise și poate că... Na, o să vedem. Mai scriu și cărți pentru copii, vreau să încep o serie, textele sunt scrise deja, doar că nu găsim un ilustrator care să... Mi se pară mie că poate crește textul. Este o serie cu 2 frați gemeni care pun întrebări mai grele. Ce e moartea, ce e războiul, ce e iubirea, ce e familia. Și vreau în poveste să explic... Cum le explic eu copiilor mei? Și am văzut că pe ei ajută și mă gândesc că dacă dau mai departe aceste metafore, povești pe care noi le folosim foarte des, poate că vor fi de folos și altor familii. Eu sper să știi cât mai curând. Mulțumesc! Dacă ai putea schimba un singur lucru din existența noastră socială actuală, că ține, din orice domeniu vrei tu, că ține de sănătate, că ține de educație, din orice zonă, care ar fi acela? Ai superputerea asta. Dar e un singur lucru. Cred că ce aș face ar fi să... Dar nu știu cum, așa, logistic. Să ofer oamenilor, mici și mari, acces la niște oameni care pot să-i... să-i vadă. Cred că foarte mulți dintre noi trăim extrem de singuri, de fapt, și de speriați, convinși că ceilalți ne judecă, că nimeni nu înțelege ce e în sufletul nostru și de aici toată lipsa de conectare între părinți și copii, de orice vârstă. Și furia, și nu știu, traficul foarte... congestionat și fețele triste de pe stradă și lipsa asta de bucurie de a trăi, pe care aici o văd mai des decât în alte țări și mi se rupe sufletul, că aici e familia și casa mea. Și cred că, nu știu, dacă copiii, dar și părinților, și bunicii ar avea acces la niște oameni care să, pur și simplu, să le ia mâinile în mâinile lor și să zică, ești frumos, ești bun, o să fie bine. Așa o hrană, știi? Când i-am spus bunicii lucrurile astea, nu știu, avea 80 și știam că nu mai are mult. Și așa am simțit nevoia să o iubesc și să-i dau. Și am spus, cu toată iubirea mea, atât am mai mângâiat-o și am spus, tu știi cât ești de frumoasă și de bună. Și a început să plângă ca un copil mic. Mi-a spus, știi? M-a întrebat întâi, da, e adevărat. E cine? Eu? Eu sunt așa în toate felurile astea? Nu mi-a spus nimeni niciodată.
aproape 90 de ani de viață bună, a fost învățătoare în sat, toată lumea venea la ea pentru sfaturi, pentru bani, pentru... și nimeni niciodată nu i-a spus cât este de extraordinară. Că toți avem nevoie de asta, puțin reușim să dăm, dar câtă nevoie este. Da, nu știu, dacă aș avea o baghetă magică și eu nu știu dacă asta printr-o rețea de psihologi, de consilieri în școli, în grădinițe, cumva să începem de foarte de jos și să primească cumva toată lumea asta, îmbrățișarea asta și na, șansa de a fi văzut și apreciat pentru tot ce avem bun toți. E foarte, foarte frumos spus, Ioana. O ultimă întrebare. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare? Apreciez mult ce se întâmplă acum în spațiu public. Oamenii vorbesc mai deschis despre ce nu e bine cu ei. Asta aș pune pe primul loc. Că despre ce facem bine, încercăm să vorbim toți mult. Și e bine și asta. E bine să ne inspirăm unii de la alții, să ne cumpărăm cercei frumoși. Da, face bine. Dar cred că este nevoie să recunoaștem și ce nu ne iese. Eu fac asta de mulți ani și încurajez pe toată lumea să încerce exercițiul ăsta. Da, te vulnerabilizează, într-adevăr. Dar ce rezultă este că oamenii nu te mai consideră vreun perfect. Deci o să te urască mai puțin. O să zică, ok, uite și ție ți se întâmplă toate mizerile. Da. Avem nevoie să ne vedem așa, fix cum suntem. Uite, cu un rid, cu o lacrimă, cu machiajul un pic mutat de la locul lui, cu o pată pe bluză. Cred că viața e așa, nu? Da, avem nevoie să vorbim despre lucrurile astea și vă asigur că știu de ce vă e frică. Și mie mi-e frică și de ridicol și de judecată, de rușine. E greu să faci asta, dar nu e atât de greu pe cât pare și ce vine bine, merită. Mulțumesc foarte, foarte mult. Și eu. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.